Asta este un mesaj pentru cititorii Observatorului Prahoven. Mă numesc Neagu Ionuț Bogdan, am 25 de ani, cunoscut în mediul online drept Jaga Neagu, creator de conținut, spun eu, creator de clipuri video, oamenii mă numesc mentor, oamenii mă numesc speaker motivațional, nu știu dacă fac parte din secțiunea asta, însă dacă oamenii spun, probabil, poate, așa e. Am început să fac tot de treaba asta cu TikTok-ul, aici m-am lansat eu, pe TikTok. Oamenii m-au distribuit rapid, oamenii au fost de acord cu ce am spus eu. Ce fac eu mai exact? Am luat niște situații, de exemplu, înșelat, prietenie, invidie, ură și mi-am dat cu părerea despre situațiile astea. Oamenii au fost de acord cu mine, m-au distribuit peste tot, încă mă distribuie, încă mă apreciază, încă le sunt mentor și ajutor după spusele oamenilor. Cum am început să fac lucrul ăsta? Am primit foarte multă negativitate de la oameni. Adică mi-au spus că nu o să pot să fac lucrul ăsta. Unul la mână mi-au spus că nu o să pot să slăbesc pentru că eram un pic mai mult grăsuț înainte. Mi-au spus că nu o să pot să reușesc. Cine? Fix persoana care era lângă mine și cu care mă împărțeam viața. Fosta mea iubită, a spus că nu o să pot să slăbesc. Niciodată nu m-a încurajat să fac lucrul ăsta. Și nu o să pot să reușesc nici în mediul online. După ce am încheiat relația, am zis, ia să încerc. Și am încercat. Și asta a fost motivația mea pură. Acea relație încheiată, urmată de tot procesul ăsta de slăbire și evoluția mea în mediul online. N-am ajuns foarte sus, nu. Oamenii spun că da, eu îmi place să rămân modest, am ajuns poate unde merit și da, voi continua cu chestia asta, mă voi extinde, voi intra și pe alte rețele de socializare, cum ar fi YouTube-ul și Instagram-ul și așa mai departe. Și acum un mesaj pentru toată lumea, cred. Dacă cineva spune cineva spune, băi, nu o să poți să faci ceva. Încearcă să spui, nu încerca să te contrazici, pentru că o să o ține întotdeauna pe lui. Nu o să poți, nu o să poți, nu o să poți. Încearcă și fă ceea ce crezi tu. Încearcă. Asta e primul lucru, să încerci. De ce? Pentru că dacă nu încerci, n-ai de unde să știi dacă o să poți sau nu o să poți. Cel mai bine e să încerci. Și dacă vei reuși, o să vezi că satisfacția o să fie dublă. De ce? Una la mână că ai reușit și a doua la mână că l-ai dat peste nas lor. Celor ce ți-au spus ție că nu o să poți. Deci, ar trebui să credem un pic mai mult în noi, pentru că dacă vrei, pe bune, dacă vrei, o să poți să faci ce vrei tu. Vrei să fii polițist, vrei să fii pompier, vrei să fii bucătar. Pune mâna, ia-te de treaba asta, învață, dedică-ți timp, dedică, energie, zile, nopți și luptă pentru ce ai tu în cap. Indiferent de ce spun oamenii, pentru că oamenii întotdeauna vor arunca cu ură. Să arunci cu ură e foarte ușor. Toată lumea poate să arunce cu ură. Să arunci cu vorbe frumoase și să fii alături de cineva, sunt prea puține persoane în ziua de azi care vor fi lângă tine de la început până la sfârșit. Așa că nu uita aici, decât tu cu tine. Tu cu tine, doar tu cu tine. Dacă ai ceva în cap, pune mâna la muncă și la treabă și dă drumul la ambiția aia pe care o ai în tine, pentru că o ai, pentru că o să reușești și o să vezi ce satisfacție o să ai când o să reușești. Atunci va fi satisfacția supremă. V-am pupat pe toți!